În același timp, domnia sa a dorit să cunoască câteva realități cu care se confruntă în prezent municipiul Alba Iulia din punct de vedere a eforturile pe care administrația locală și mediul neguvernamental, în special, le fac pentru sprijinirea incluziunii sociale a cetățenilor de etnie romă. În prima parte a acestei dimineți, domnul ambasador a avut trei întrevedere oficiale la nivelul Prefecturii Consiliului Județean și la Primăria Municipiului Alba Iulia, Ceahaba. A urmat această deplasare în cartierul Lumea Nouă pentru a vizita grădinița, numărul 10, locul unde va fi amplasat în primăvara acestui an, locul de joacă finanțat de către Ambasada Franței și aici, pentru o conferință de presă cu reprezentanții mass media.